chestia lui familia Hagi. Hei, scumpă, vrei să mergem în parc? Da! Cum, doamne, vrei să mergem în parc? Tu nu vezi că e sâmbătă de curățenie? Sâmbătă de curățenie? Da! Stai că mă uit eu în cameră să văd. Camera. Hai de capul meu! Doamne! Doamne, tu nu vrei să facem curat? Noi eu zic să plecăm un pic, dar tu faci cafeluța și faci tot ce vreau eu pentru o săptămână. No, bine. După 25 de minute. Sper că sunteți gata. Da! După 50 de minute. În sfârșit am ajuns și noi în parc. Uită-te pe fratele meu! Salut! Ăsta-i fratele tău. Da, dar tu n-ai știut. Bine, îți faceți cunoștință. Să nu măcar nu știe să vorbească. În fine, dar cum îl cheamă? Asta e întrebarea. Îl cheamă Waggy Kissy. Ce ciudat nume are Waggy Kissy, asta n-am mai auzit. N-are nimic, așa se cheamă. Bine că tu te chemi Waggy. Pe mine Hagi, nu Waggy. Pe mine mă cheamă Waggy, Waggy. Pe mine mă cheamă Hagi, Waggy. Da, și pe el îl cheamă Waggy Kissy. E sigur, se pare că are o problemă la un ochi. Da, da, și l-a operat când era micuț, scodat de un perete. Pe bune? Da! După o jumătate de oră, când a fost confuz, Hagi. Bună, Hagi! Bă, mamă, copilul vostru știe să vorbească! Da, știe. Și, scumpă, te rog să spui Waggy, nu Hagi. Eu sunt Hagi, eu sunt tată. Nu eu, Hagi, tatăl tău. Spune Waggy Kissy. Waggy Kissy! Ăsta s-a picat într-un perete. Ignorați partea aia, nu a ieșit cam bine. Și nu mai am chef să tot reîncep de la început. Așa a trecut. Oh, stai că cred că îmi sună telefonul. După 30 de minute. Dom, dar de ce e atâta mult de timp? Asta da. De ce zic așa de mult timp să mă vorbească la telefon. Nu, ce-ai făcut atâta timp, mă? Tu nu ești normal la cap că te bat? Ce, mă, am fost să cumpăr cozonaci și am mai fost și la baie. Da, 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 și cu cine vorbeai la telefon, a? Cu cine? Cu șeful meu. Da, și cum se cheamă șeful tău? Ionel. Doamne! Ignorați râsetele. Așa, ia mătura de pe colț, e tot ce-i de fucuna, că-i scris pe o foaie pe frigider. Și eu mă duc cu fratele meu până la mami. A, ce mătă, n-ai zis că ți-a murit. Păi mera mea trimite mătui și așa ești prost. Ba, ne duce după mami că-i margă de o săptămână. Na, hai, mă duc. Bine. După o jumătate de o... Ai de capul meu, ce s-a întâmplat aici? Nu mai înțeleg nimica. După încă 25 de minute. Am venit, scumpule. Dicăluți. Ce dicăluți? Voi sunteți casă de nebune aici, măi? Ajutor. Mă duc amul și te ajut, măi. După 25 de minute. După 30 de minute a venit poliția și salvarea. Încă s-au încălcit și ei și apoi au mai venit și FBI-ul și SWAT-ul și toată lumea a venit și s-au încălcit. De asta au făcut cea mai mare cel mai mare cer din lume. Sper că v-a plăcut acest video, nu uitați să dați subscribe și like, dacă vreți și episodul 3.
ori și apărați-vă toată lumea. Le-am înghețat like! Și dați subscribe! Aceștia sunt autorii. Da, nu v-am spus în episodul trecut. Tati, vreau înghețată! Da, deci... Da, trebuie să fac câteva încercări. Taci odată! Și da, o dura ceva timp să-l fac, așa sper că să-mi dați like și subscribe dacă mai vreți. Și poate am folosit, da, perne, că n-am mai avut alte chestii ca să folosesc. Să fac o bilă foarte mare. În fine, acesta a fost episodul. Nu uitați să dați like și subscribe. La revedere! Da-da!